face o deosebită plăcere să vă salut și să vă urez bun venit în școala noastră, în Colegiul Emil Negruțiu. Vă transmit cele mai calde urări și aprecieri pentru ceea ce ați făcut din partea Colegiului Emil Negruțiu, a conducerii Colegiului Emil Negruțiu. Este o zi așa frumoasă afară și ne stăm aici să discutăm, să ne prezentăm proiectele legate de apă. Apa, o prioritate mondială, așa cum zice doamna profesoară Andronache aici în față. Ediția 10, așa-i? Ediția 10, deci iată că suntem perseverenți și cred că reușim să facem un lucru frumos împreună. O felicit pe doamna profesoară că se străduiește și face acest concurs de 10 ani. Îi dorim să ducă mai departe, să-l facă de 20, de 25. Deci problema apei este într-adevăr o problemă mondială, interesează pe foarte multă lume și este tratată cu foarte multă seriozitate. Un lucru care ne bucură în fiecare an este faptul că creștem. Adică la paleta județelor participante, în fiecare an se adaugă câte un nou județ. Dacă anul trecut ne-am bucurat că am avut lucrări din județul Constanța, elev de naționalitate turcă, anul acesta avem din județul Brașov și din județul Satu Mare. Apa a fost un început și probabil că de aceea și dăinuim deja de 10 ani. Oamenii au dreptul la apă potabilă. Am spus așa că dreptul omului la apă dă tuturor posibilitatea de acces la apă suficientă, acceptabilă, sigură din punct de vedere calitativ, accesibilă fizic și la prețuri abordabile pentru scopuri personale și domestice. Și am tras o concluzie că apa nu este un lux, deci este un drept. De sub această egidă, anul acesta se desfășoară Ziua Mondială a Apei, apa este un drept universal. Activitatea cu care ne ocupăm noi, precum ziceam, gospodărirea apelor. Ce înseamnă gospodărirea apelor? Ne axăm pe doi piloni. Gospodărirea cantitativă, ceea ce o să vă prezint în continuare, adică inundațiile, viturile care fac pagube, etc. Și activitatea calitativă, despre poluări, despre calitatea apei. Deoarece avem multă apă disponibilă, da? Avem resurse enorme. Dar utilizabilă este foarte puțină. Ce înseamnă asta? Nu corespunde caracteristicilor pentru utilizare. Chiar dacă pe la noi curge Arieșul, da? Este mult câteodată. Dar nu o putem utiliza pentru potabilitate. Trebuie tratată, trebuie etc. Noi, așa ca și o paranteză, țara noastră, suntem ca și apă utilizabilă peste media europeană. Deci, stăm bine, încă, dar va trebui să avem grijă de ea. Deci foarte important de știut, dacă vreodată să avem nevoie de informații despre apă, aveți, nu știu, de făcut un eseu sau știu eu, puteți intra pe site-ul nostru www.cearieș.ro. Noi am creat o secțiune specială pentru că am observat că foarte multă lume nu știe exact de unde bea apă. Dacă vă aduceți aminte de incidentul de la Valea Șesii, am avut o mare problemă atunci pentru că oamenii au intrat în panică. Și, de fapt, noi nu bem apă din Arieș. Câmpia Turzii ia apă din Hășdate, iar Turda din Puțuri de Adâncime. Noi alimentăm Turda și comunele localității din jurul Mihai Viteazu, Cheia Cornești, Sândulești, Bogata, Copăceni. Apă captată din subteran, este extrasă de pe la peste 13 metri adâncime, este o apă foarte curată. Pentru potabilizare, adică ca să o putem bea noi, nu este nevoie decât o dezinfectare cu clor. Apa de adâncime necesită un singur proces de dezinfectare și anume clorinare. Procedura efectuată la sursa din Mihai Viteazu, poți să le aduci mai jos, locuitorii din Câmpia Turzii sunt alimentați cu apă potabilă din râul Hășdate. Aceasta este o apă de suprafață, necesită mai multe etape de tratare. Un procedeu întreg prin care apa se tratează, în funcție de calitatea apei, sunt adăugate trei elemente. Clor, colega mea, Stanca, este inginerul
de la laboratorul de acolo, care cunoaște mult mai mult decât mine despre acest proces. Ia toate probele necesare și se asigură că apa este conformă, apa pe care o vezi de la robinet. Mă rog, sunt niște detalii tehnice, v-am zis, vă invit să intrați oricând doriți pe site-ul nostru și să, aici sunt imagini din interiorul stației de tratare cu niște detalii tehnice, toate procedurile prin care apa trece. Apa ajunge ulterior la utilizator, dar mai are încă o parte foarte importantă la care multă lume tinde să nu se gândească sau să neglijeze, și anume apa menajeră. Adică ce apa aceea de care nu mai avem nevoie. Apa colectată din municipiul Turda, Câmpia Turzii și din comune ajunge în stația depurare de la Câmpia Turzii. Stația este cu adevărat impresionantă. Au fost niște investiții făcute din fonduri europene de milioane de euro, aș putea spune, ca această apă, toată apa menajeră din arealul nostru de servire să fie tratată și să meargă curată înapoi în emisar.